Ca doar să din răzbunare, imaginea? Da, doar din răzbunare că acum am lăsat-o și să știe toată lumea, din cauza lui Mari Mare am lăsat-o. Adică... Dar am văzut prea mare diferență între ea și fata și de la frumusețe, nici nu se mai compară, nici n-are nicio legătură. E soția ta, oricum ar fi, ai luat-o cu acte și acum trebuie să-ți rezolvi problemele familiale, păi adică divorțați. E soția mea, e soția mea într-un fel ceva sau altul în actele acelea, pentru că nu s-a prezentat și e de durată. Dacă ar fi după mine, mâine aș merge și aș semna din toată inima și nu acum, de mult aș fi mers, dar n-am. Eu te mai întreb o dată și o să te rog să-mi răspunzi după pauză. Dacă ea spune că a plecat cu tatăl ei la poliție, sau cu, da, cu tatăl ei în seara aceea după ce s-a întors de la Slatina, apare undeva la poliție această plângere penală a ei împotriva ta? Posibil să da, nu zic că nu. Că ar fi... N-ai fost chemat la declarație? De nicio... Păi am fost în seara aia când am avut ceartă, a venit... Mi se pare că am fost și eu și ea la declarație. După Slatina, ai fost la declarație? După Slatina, nu, înainte de Slatina. Dar... După Slatina nu cred că am fost. Deci nu ai fost. Nu am fost chemat. Pentru că... Ne-am împăcat, a fost adică o ai discuție... Adică ai pus-o să-și retragă plângerea penală a doua oară? Nu am obligat-o cu nimic, chiar i-a zis, îmi pare rău că am pus și cu tare, a început să plângă. Noi o așteptăm, adică am vrea să o ascultăm pe încă soția ta, pe Mădălina, în direct, dacă dorește să intervină și să aveți o discuție civilizată, da, și pe argumente. Și spun sincer, eu sunt obligată să-i ofer ei și punctul de vedere și dreptul la replică. Nu vreau să vorbesc cu ea, nu vreau să am de-a face cu ea, nu vreau să am nicio Continuăm atunci discuțiile după publicitate. Da, te rog de tot, asta e rugămintea mea, nu vreau să vorbesc cu ea și nu vreau să intre în direct. Dacă vreți să intre... Sigur că vreau să-l întreb pe Țancă totuși, dacă apar aceste probe și dacă ele vor fi depuse la poliție și iată, Mădălina nu va mai da înapoi de data asta și nu-și mai retrage nicio plângere penală. Ce faci cu acele probe în care ea ar fi lovită, bătută, cu acel filmuleț în care ar fi fost umilită? Păi să vă spun, umilită? Să spun adevărul care este de fapt adevărul real. Ia pozele alea bătute, de fapt sunt de când a bătut-o Lambada, că Lambada a bătut-o, a spart-o Cine? Cu bătaia, Lambada. Adică mama cu fetiței da, tale? Da, da, da. Păi, șefa ei, șefa ei, a rupt-o cu bătaia. Stai un pic, stai un pic. Țancă, dar nu e normal să vorbim așa între niște oameni. Știu, a rupt-o, știu, a, da. I-a tras. Da, dar ea nu e genul mea, de a fi ăsta. Adică e nevasta ta, cum îi să vorbești hainele, așa? Hainele pe unde vedea în mașină, îi rupea hainele. Cine, cui? Mădălina Lambada, îi rupea hainele, vrea să se facă numai de astea, făcea numai contre, făcea numai de astea. Și bineînțeles că a prins-o și ea și a bătut-o, dar, și a lăchit-o, și, fine, nu mai contează. Dar nu este normal. Și știi că, indiferent că ești lovit de o femeie sau de un bărbat, păi dacă violența femeie, e aceeași. Mai se bat. Hai că un bărbat și, să bată o femeie. Infracțiunea este aceeași, indiferent de ce. Ok, este adevărat. Să se ducă la poliție și să o reclame că a bătut-o și a lăchit-o. Și asta e. Acum 2 ani. Normal trebuie să ducă în termen de 90 de zile, legal. Dacă ea vrea să ducă după 2 ani să spună treaba asta, este liberă să ducă la poliție unde vrea și confirm și eu. Da, te-a bătut Lambada până te-a spart dar și te-a și lăchit. Țancă, nu mai spune așa ceva pentru că nu este absolut nimic mai umilitor decât să spui că asta se întâmplă între două femei. Și vorbim despre, atenție, actuala ta soție și mama copilului tău, da? Păi dacă adică ea nu este, rupea hainele și vrea să facă și cu ea contre tu, și a primit-o. Acum, că vrei să accepti sau nu, pentru toată situația asta, tu ești vinovat. Pentru că ești într-o căsnicie cu o femeie pe care înțeleg că nu o iubești, pe care acum o condamni, dar a fi bărbat nu scuză orice vrei să faci. Și femeile, dacă s-au bătut, au fost pentru că tu n-ai reglementat situația asta. N-aveam ce să fac, că ea și-a căutat n-ai pus ordine în viața ta, știi? De ce? N-ar fi avut nimic cu ea. De ce cu Mari Mari a dat mesaj când a fost ziua ei și la fel nu s-au certat niciodată? Pentru că ea este un caracter foarte frumos da, și ea și ea. Este soția ta, dar această femeie pe care tu o condamni. Este un caracter foarte, foarte... Este soția ta și tu nu ești un copil. Și a căutat-o și ea a primit numai răsplată de felul acesta din toate direcțiile. La fel vei proceda. Cum vei face tu cu Mari Mari? Am bătut-o și femeile care a fost cu alt băiat mai de acum câțiva ani și nu, i-au trimis, i-au aruncat pe ea dacă niște chestii pe față. Nu mai intrăm în alte detalii, nu mai începem cu violența, nu mai vreau să... Nu mi se pare normal să promovez un astfel de comportament da, înțeles, și să-l mai ieși în râs. Adică da, vouă vi se pare o chestie normală. Dacă ea și-a căutat-o să fie sănătoasă. Nu am căutat-o, ea da, și-a căutat-o. Este soția ta. Nu este soția mea decât legal și nu s-a prezentat la acte. Dar nu va mai fi, cel mai scurt. Viață. Da, cel mai corect, nu, așa e. Nu mai căuta să rezolvi conflictele cu violență, nici în femeile între ele, nici tu cu femeile. Ea s-a legat de mine acum și s-a legat de noi că a zis că i-a dat Mari Mari după un cont fals în mesaj și că ar fi vorbit de ea și de
familia ei, dar bun, vă vreau să te întreb eu sincer dacă că nu e adevărat. Nu stătea ea să se preteze, ea nu coboară la nivelul ei. N-are cum să coboare un Ferrari la nivel de Logan. Ești singurul în măsură să pui capăt acestui conflict și să rezolvi problemele pașnic, fără violență, fără amenințări, fără sechestrări și fără alte lucruri de care deocamdată ești acuzat. Vom vedea ce se întâmplă dacă soția ta va depune plângere penală sau nu. Îți doresc succes, asta e cel mai important, și sănătate fetiței tale. Mulțumesc mult, la fel, din